și avem o mică discuție între doamna Mariana Ionescu-Căpitănescu, această interpretă mega cunoscută și iubită a muzicii populare, care are un ghimpe împotriva băiatului Antoni. Ziceți, doamnă. Am o nelămurire. Ce nelămurire? Ești nemulțumită că el cântă altceva? Da, pentru că el a început să studieze muzică, a studiat muzică clasică la pian, a făcut canto, a fost chiar la Filarmonica Oltenia, la corul de copii, a cântat muzică clasică. Adică Mozart, Bach, chestii de genul ăsta, partituri. Da, la povești de mult. Povești de mult, iar acum el vrea să cânte reghetoane. Da, după aceea s-a lăsat de muzică, a zis că nu, eu mai bine fac altceva. Și el vrea trapanele, reghetoane. Și acum mi-a spus, într-o bună zi, mi-a spus, vezi că mă reapuc de cântat. Mami, o să fac din nou muzică. Și tu ce ai zis? Foarte bine, m-am bucurat, îți dai seama. Fără să știu ce va cânta. Ce ai zis? Și acum, iată, ascultându-l, viitorul Ionuț Dolănescu, îl tot întreb, nu, că mi-aș fi dorit să cânt da, populară. Nu, nu populară, atunci ce ai, uite. Nu știu, muzică pop, nu știu, altceva. Dar, dar el poate și știe, nu, chestia asta. Asta e ideea, că e foarte talentat. Da, îți explic eu cum s-a întâmplat. Noi nu mai stăm în aceeași casă de ceva timp și mă trezesc că... Ai 23 de ani, nu? Da, 24. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă trezesc cu ea că pune un TikTok. Nu mă sună, nu vorbește cu mine. Întâi pune un TikTok în care povestește urmăritorilor ei că ei nu îi convine ce cânt eu. Nu ți s-ar părea normal să-mi spună mie prima dată? Nu, tată, îndoi cu TikTok-ul. Da. Și după eu am fost nevoit să-i răspund la loc. Nu așa, tot pe TikTok. TikTok, da? Asta e, deci asta e. Monedă. Comunicarea... Dacă nu mai locuim împreună. Și? Și uite că nu-i convine ce cânt eu. Ea vrea să cânt muzică clasică, muzică populară chiar, dar eu fac ce îmi place și mie. Și tu vrei genul ăsta de trapanele, de vibe-ul ăsta care e la mod acum? Da, încă sunt în descoperire așa de stil. Este un R&B combinat cu reggaeton, ultima mea melodie, te sun. Sunt încă în descoperire, chiar am vorbit cu niște producători foarte buni de la noi acum și... Într-o lună o să iasă o piesă foarte, foarte tare. Mă puteți urmări pe Instagram, Antoni Căpitănescu, și acolo vedeți toate știrile și ce se întâmplă. Numai o secundă, la anunț, botezuri, mergem cu piesa asta sau ce facem? Deocamdată nu. Hai, nu. De asta zic că... Pe viitor în concerte, nu la anunț, botezuri. Deci, anunțe, botezuri, nu, doar la concerte. Mă gândeam că eu mai merg, prezint evenimente de genul ăsta. Prezentăm doamna Mariana Căpitănescu, pac, și acum Antoni, deci nu... Nu, deci suntem un total alt film și de asta și nici mamei mele nu-i convine. Poate voia să fim amândoi în duet la un moment dat, visa ea, dar... că ți-ar fi stat bine în costum popular. Nu? Nu mi-ar fi stat bine așa cum mâna în șol și... Da, și acum, Mariana, ce vrei? Vrea și el altceva? Trebuie să mă conving, știi? Adică dar piesa cum ți se pare? O ascultăm imediat. Vă las pe voi să ne spuneți. Nu ți se pare ce trebuie? Da, din cauza ritmului. Deci sunt surprinsă. Dar sunt plăcut surprinsă de faptul că el cântă, deci nu mă deranjează faptul că a ales să facă muzică, pentru că poate să facă și muzică. Mă deranjează că m-a luat prin surprindere, știi? Nu mi-a explicat, știi? Nu mi-a comentat, nu mi-a spus nimic până a dat cu TikTok, înțelegi? Băi, de ce asta e, mă? TikTok-ul e TikTok. În ziua de astăzi, ăsta ne guvernează viața. Și acum este mare și trebuie să mă obișnuiesc cu ideea, știi? Că este matur, are viața în mâinile lui și trebuie să-l las în pace, dar totuși nu pot. Fii atentă, facem în felul următor. Eu zic să cânte Antoni piesa acum, să mai avem un minut, două la final. Antoni, ia microfonul, hai să cântăm reghetonul ăsta de care ai zis tu. Hai. O avem și pe doamna Nicole Sherry alături de noi, o interpretă respectabilă. Avem și pe Mădălina Petre, o artistă la fel incredibilă, au ureche muzicale. Fetelor, sunteți pregătite? Vreau să vă spuneți și voi părerea. Mariana, publicul să hotărască, da? Exact. Și oamenii prin numărul de WhatsApp pe care l-avem afișat pe ecran, spuneți-ne părerea despre piesa lui Antoni și imediat revenim. Antoni, succes cu reggaeton, ai zis. R&B? Da. R&B combinat cu reggaeton. Ia, hai să auzi. Al meu. Hai. Asta. Aici? Te sun. Te sun, citesc și mesaje de la telespectatori și vreau să facem o provocare pentru mama ta să vină să cânte piesa asta pe ritmuri de muzică populară. Crezi că reușește? Nu? Da. Haide, Mariana Căpitănescu, dacă ești tare, vino să o cânti pe muzică populară. Da? Auzi ce ai zis, Antoni, că... Dacă are drepturile rezervate... Nu are drepturile, vii săptămâna viitoare... Trebuie să vorbească rezervate cu mine, să-i dau drepturile. Hai să vii săptămâna viitoare cu ea, aducem aici o orchestră, da, să cânte populară piesa eu asta. Eu sunt de acord. Și poți să bagi aia în loc de mașină, în căruță, ceva, știi, să adaptăm. Să citem mesaje. Ia uite, zici cineva că seamănă cu piesa lui Juno, cu Nicol, merge piesa la ordin al Mălău. A dat mesaj. Eu citesc mesaje pe repede înainte. Piesa mea cu Juno? Da. A zis cineva că seamănă.
Cineva zice în felul următor, este mai neamăruță, nu este RMB. Adevărul că și mie mi-a luat umărul un pic. Asta e și ideea, să-ți ia umărul un pic când asculți o piesă, nu? Bun. Are voce, zice lumea, are voce, dar este manea 100%. Păcat că are calitate vocală, are dreptate mama lui. Eu citesc în mesaje. Zice, fără supărare, dar e manea. Adică oamenii se leagă de asta, că nu e R&B. Tu ce zici, R&B? Nu, mi se pare departe de R&B, dar eu l-ascult pe el, că de asta îl întreb. Și, dar, e și divergența asta între generații, știi? Da. Eu cu el nu ne potrivim la gusturi, știi? Cătălin, dacă piesa asta nu era în română, îți spun sincer că nu ți se părea manea. Dar oamenii la noi așa gândesc. Dacă are ritmul ăsta, este manea. Păi are, las că și dacă era în spaniolă, tot avea ritmul ăsta. Da, avea ritmul ăsta, dar era un reggaeton. Perfect. Coliu, cum e, te sunte... Nu. Dacă era voce, nu merge. Bun, haideți să mai citim mesaj. Nicol, te rog frumos să ne zici și tu părerea ta, zice cineva. Să spun eu părerea mea? Da, vă rog. Păi mi se pare că e un ritm actual pe care copiii și generația au... l-ascultă și cred că dacă o să știe ce să scoate și pe mai departe, are potențial, mersi, da. Mersi, Nicol. Deci, iată, avem o susținere din partea lui Nicol, deci poți să mergi mai departe, exact. Da? Trebuie să mergi, stai. E, vezi, uite, cum, trebuie să meargă mai departe pe ceea ce simte el, pentru că până nu la pe urmă... ce simte mama lui. Păi nu, eu dacă aș sta să mă iau numai după mama, poate unele nu m-ar reprezenta pe mine atât de bine. Adică dacă te-ai luat după mama ta, ce ai cânta? Nu, zic... Da. Asta zic, mama e de acord cu mine, dar asta nu înseamnă că trebuie să facă, când e vorba de muzică, cred că e cel mai bine să meargă după ceea ce simte el. Pentru că artistul trebuie să fie amprenta lui, nu trebuie să fie amprenta nici a mamei, nici a tatălui. Din juriul la Măruță a vorbit Nicol. Mulțumesc foarte mult. A avut dreptate, n-ai cum să o contradici. Uite, aici cineva să cânte cu mama lui, să facă duet. Bă, săptămâna viitoare eu zic să facem piesa asta și pe populară. Și eu zic, ar fi o provocare super șmecheră, să o vedem. Da. Nu? Da, exact. Cred că și telespectatorii și-au dorit foarte mult. Mai avem un mesaj. Yeah. Zice așa. Doamna Căpitănescu, costumul popular nu merge cu tatuajul. Așa că lăsați băiatul să cânte ce vrea. La un moment dat își va reveni. Aveți răbdare. Nu m-a întrebat nici de tatuaj. Din ce să-și revină, domnule? Din ce să-și revină? Că tatuajul nu-l mai poate da jos. Perfect, de la mână. Deci venim săptămâna viitoare și facem dezbaterea asta cum trebuie. Până atunci, da, oameni, bine. Oameni buni, pregătim săptămâna viitoare cu Mariana Căpitănescu cântând piesa asta pe ritmuri de muzică populară. Antoni, vii și tu și poate cânti tu ceva pe muzică populară. Cânti tu ceva pe muzică ușoară de la Mariana. Da, da, ar putea să fac o combinație. Mai multe genuri, Cătălin, operă, mai multe. Ne-ai dat de lucru. Să fie ca un challenge. Vă mulțumesc!